ați venit? Unde sunteți? Dragi privitori, dragi vizualizatori, unde sunteți? Că nu vă găsesc pe tot. Nu mă îngrijorați, nu mă îngrijorați că sunt la 112. Unde v-ați ascuns? Sunt la 112. Păi ce a pățit domnul ăla de pe lângă Humor? Domnul din comuna Pârtești de jos. Nu și-a găsit nevasta. Nu-și găsea nevasta și ce-a făcut omul? A căutat, s-a îngrijorat, a întrebat vecine, a întrebat poștașul. Unde-i mi nevasta? Nu știu unde ține nevasta. Sună la 112. Și omul a sunat la 112. Și a venit poliția, a descins poliția și i-au găsit nevasta. I-au găsit. Unde credeți că era nevasta? În casă, între șifonier și sobă, s-o odihnea o leacă. Doamna Aglaia s-o odihnea o leacă, moartă de beată. Moartă de beată. Vedeți ce înseamnă grija unui soț față de soție? De obicei, în zona aia, este invers. Soțiile au grijă de soț. Îl cheamă acasă când insistă prea mult la cârciumă. Îi mai dau ceva de băut să nu mai plece de acasă. Dar totuși, doamna Aglaia, obosită de aceste probleme zilnice, de aceste probleme casnice, a tras cu un pahar mai mult de Mona sau de ce-o fi avut și s-a pus o leacă la odihnit, să nu deranjeze pe nimeni. Vedeți? Dacă îi dai de băut soției, tot timpul știi unde o găsești. Undeva între șifonier și sobă. Vă dau iarăși salutare, scump colegi de izolare, sper că voi sunteți bine, fără probleme bahice acum la început de săptămână. Ne vedem iarăși online, pentru că nu e așa, se preconizează că totul o să fie cam online în următoarea perioadă. Chiar domnul premier, domnul Ludovic Orban, a declarat că este o variantă mare și de luat în calcul faptul ca școala să fie numai online cu începere din septembrie. La revedere! Transformăm școlile în mall-uri, școlile care mai erau... Dar e ok așa, nu? De ce să le modernizăm? De ce să le băgăm canalizare? De ce să băgăm apă curentă în școli? De ce să băgăm internet în școli? De ce să le facem frumoase? Nu! Le lăsăm acolo unde îs, în paragină, și trecem pe online. Vai de școala noastră, școală online! De la brâul jos nu se mai îmbracă nici elevii, nici profesorii, deci mai câștigăm niște bani, manuale nu ne mai trebuie, nu ne mai trebuie sandwich-ul din pauza mare, stăm acasă. Și elevii acasă și profesorii acasă. Netul să meargă, netul să trăiască, că în rest le avem pe toate. Totul o să treacă în online, acum de la sperietura asta, online, că se vede că nu mai muncim, se vede că nu mai avem ce știam că avem în țară. În primul trimestru, importurile de lapte, ouă și miere au crescut cu 25%. Cu 25%. Acum, n-au fost toate în țara noastră lapte și miere. Am fost nevoiți să mai importăm, dar totuși, albinuțele noastre au mers să culeagă mierea în străinătate și noi o cumpărăm la triplu preț de acolo, nu? Dar ce, găinile noastre s-au făcut comode? Nu mai au niciun ou pe țeavă? Vacile noastre, care umpleau cupa acum, și ele pe online, tot importăm, nu observați? Tot importăm, aș fi zis un domn ministru, zice, importăm, importăm, dar să nu importăm din state non-UE. Că vedeți, dacă importi dintr-o țară non-UE, mai vine și o tulpiniță și un virusel și... Da, trebuie să facem ceva și cu agricultura, domnule, cu zootehnia. Cum a făcut un domn din Arad, un domn cu cap din Arad, domnule. Ce a zis? Băi, românul e pretențios la mâncare, dar pe de altă parte preferă și carne. Drept-i că de la un moment dat ne-am săturat de atâta carne de porc, numai porc, plină de colesterol, plină de grăsimi, ceva mai, și atunci omul cu ce idee a venit? Cu ideea de a crește niște crocodili. Acum să nu vă imaginați de aia mari, mari, pe care îi vezi pe la National Geographic. Nu, crocodil mai micuț, așa... la 50-60 de chile. Îi crești, îi tai, îi pui la proțap, îi fezandezi, scoți un grătar frumos. Carnea de crocodil e bogată în proteine, carnea de crocodil nu are grăsimi. Și atunci e foarte bine să pui pe masă o fleică de crocodil. E? Suntem prea săraci, nu-i așa, ca să ne permitem lucruri ieftine. Ați observat că în ultimul timp de Paști facem o friptură de struț, un băf din piept de pui de struț. Acum de Crăciun o să tăiem crocodilul de Ignat. Da? Nu o să mai fie sacrificarea porcului, o să tăiem
crocodilul. Sunt restaurantele alea mai sofisticate, nu-i așa, care au acolo un bazin și dacă dorești un pește, îl arăți. Ăla îi, ăla mi-l prinzi, ăla mi-l faci la grătar. Oare așa o să fie și cu crocodilii ăștia? Unde se va comercializa carnea de crocodil, te duci la bazin și arăți. Ăsta e crocodilul, pe ăsta vreau să mi-l prins, pe ăsta vreau să-l mănânc la prânz. Și atunci, ce să zică bucătarul? Du-te și prinde-l tu, dacă îl vrei, că eu am mai încercat astăzi cu vreo doi și cam așa merge treaba. Pe de altă parte, îmbinăm utilul cu plăcutul. Nu e așa, crocodilii fac și ouă. Crocodilul ne dă nouă, piele, lapte, carne, ouă. Și atunci, dintr-un foc, și nu mai importăm, avem și lapte, avem și... lapte, pardon, avem și ouă, avem și carne. Și nu e așa, ne dezvoltăm încet pe partea asta de crocodili. Eu zic că ar fi un slogan bun pentru începerea unei investiții, crocodilul salvează România. Ci că din Arad era domnul și a zis că încearcă acum să încrucișeze crocodilul cu mangalița, să aibă și crocodilul un pic de blană pe el, un pic de păr mai așa, să reziste la temperaturi de minus grade, că o să vină iarna și atunci și crocodilii tremură. Nu de frică, de frig. Deci, vedeți că încet, încet ne descurcăm. Școala nu mai e clasică, trece pe online, nu mai consumăm produse de porc, consumăm crocodili. Unde mai pui? Că dacă ai o fermă de asta de crocodili, nici nu mai trebuie să ții câine, nu mai trebuie să ai paznici bodyguards. Crocodilul ține loc și de așa ceva. Și ne dă și ouă, ne dă și carne, ne dă și vânt, vânt. După două zile frumoase, la Cojocna am fost, v-am tot spus, la Ibița Clujului, îți două lacuri cu apă sărată, stăm acolo, ne prăjim un pic la soare, precum crocodilii, se vede un pic, am eu tenul mai deschis, dar acum numai bine. De azi înainte, două, trei zile de instabilitate, așa e vremea ca și guvernul. O zi bună, două, trei rele. Da. Până la urmă, creșterea crocodililor este specifică românilor. Uitați-vă în politică. Uitați-vă la fauna din politică. Nu avem numai șacal, numai hiene. Mai avem și un crocodil. Aia care deschid gura mare și când au închis-o, au și pe pat cam 1,2 milioane din bugetul statului. Ce faceți azi în ziua asta cu ceasul rele? Că și eu mă feresc de ele. Care pe unde puteți? Care vreți, care puteți? Mulțumesc frumos de urmărire. Mulțumesc că v-ați abonat la canalul de YouTube. Mulțumesc de share-ul pe Facebook. Ce să facem? Ne descurcăm și online. Că până o mai avea spectacole, cum a fost ăla de săptămâna trecută de la București, mai bine ne întâlnim aici. Oriunde ne întâlnim, da, să zâmbim, că ăsta e scopul. Să zâmbim, să mai uităm de una alta și să ne simțim bine. Mulțumesc de urmărire, o zi superbă, Nicu Bendea și mâine va fi aici alături de voi. V-am salutat!